Questo copy tema larger è il terzo pezzo che vedete dalla pagina 7-10-1. Să se afle numărul întreg A, astfel încât următoare numere să fie întregi. Da, am înțeles totul. Amif, X egal cu 3 supra, o linie mare de fracție, radical din 6 minus 4 radical din 2, minus radical din 18 minus 8 radical din 2 plus A. Stai puțin, Adi. De ce te repezi așa? Uite, Tudor nu știe. Voi ați lucrat pe niște formule, da? Nu. Nu? Nu, nu era. Ba da, cum? Aveți formula aici. Am lucrat și în clasă, chestii de genul. Și cum e formula? Ia să vedem. Radical din A. Radical din A minus sau plus minus radical din B. Da, egal cu A plus C supra radical din A plus C supra 2. Radical adânc, da? Da. A plus C, A plus C supra 2. Minus sau plus minus. Da. A minus C pe 2. Radical din. Radical din A minus C pe 2. A minus C supra 2. Unde ce? Cine este? Unde ce egal cu radical de unde ce? Ce egal cu radical de la A2 minus B? Unde ce egal cu radical din? Radical din? A la 2. A la 2 minus B? Cum l-ați făcut așa de bine? Păi tu ești normal. Nu e nicio problemă, să-i explicăm și lui ce... O secundă. Exact. De unde vine chestia asta? De unde vine din culegere, nu? De la domn profesor. De la domn profesor, formula, am înțeles. Convingeți-vă pe mine, convingeți-vă că este adevărată formula aceea. O luăm deoparte, să muncim un pic, înainte de a memora, aplica, da? Să vedem de unde vine. Luați-o aceea, deoparte. Hai, și vreți să vă... Haideți să vedem, da? Deci o iau formula, da? Da, da, formula din stânga, te rog. Da, vă duc aici în loc de exercițiu? Da, pentru că dacă tu vrei să... Sau cum să fac, domnule? Ia, așa mai mult, așa, stai să te iei din nou. O luăm și ridicăm ambii membri la pătrat. Haideți să vedem. Deci radical din... Promit așa, radical din A plus minus radical din B egal cu radical din A plus C supra 2 plus minus, radical din A minus C supra 2. Da? Să ridicăm? Ia tata domnul profesor. Ambii membri la pătrat. Să ridicăm ambii membri la pătrat. Vorbește Adi. Adică și în stânga, și în dreapta, adică radical din A. Punem așa într-o paranteză. Deci voi lucrați, n-ați înțeles, da? Deci îi ridicăm la pătrat, da? Da. Toată la pătrat. Da? Asta toată. Asta înseamnă ambii membri și stânga și în dreapta. Hai să vedem. Radical din A pătrat plus minus radical din B pătrat. Deci radicalul ăsta, totul la pătrat, ce dă? Hai, nu mai știu. A la 2 plus minus. Adi, da, urmărești încă o dată. Dă-i un exemplu. Radical din 2 totul la 2 ce faci? Deci radical din 2 totul la 2. Cu cât e egal la 2. Cu 2. Deci, acolo nu puteam aplica așa la lucru. Aici nu puteam. Faptul că e la a doua, scăpăm de radicalul. A plus minus B, A plus minus radical din B. Și va da? A plus minus radical din B. A la a doua plus minus. De unde mai e la a doua, bă, Adi? Bă, scapă de radicul. Adi, ne față, ne față. Deci faptul că este la a doua, da? Scăpăm de radicalul mare. Și avem A plus minus radical din B. Așa e? Da. Va fi A plus minus radical din B. Minus radical din B egal cu. Ia să vedem aici. Avem A plus minus B totul la a doua. A plus C
supra 2. Așa. A plus C supra 2. Foarte bine. Dar punem cu M și N ca să nu fie. Pun cu M și N ca să nu fie. M și N, așa. Sunt doi termeni. M și N. M și N. Cu cine este egal M plus minus N la a doua? M plus minus N. Deci, voi ați mai învățat o formulă pe care domnul profesor v-a și demonstrat-o. Da? Și era așa. Aici a fost scris și am să o șterg după aceea. M plus N totul la a doua egal cu M la a doua plus 2 N plus N la a doua. Dacă ar fi fost și minus, aici era minus. Corect? Da. Și acum, aici cine este egal? În condițiile astea. Egal cu A plus C supra 2. Este egal cu M la a doua. Adică tot ăsta la a doua, da. Care ne va da A plus C supra 2. Tot la supra 2. Păi ăsta, tot M-ul, adică tot radicalul. Scap de radical. Și iese, scăpăm de radical, că de-aia îl ridicăm la a doua. Da. Și radicalul minus, mare nu mai e, da? Plus minus A minus C. Plus minus de două ori. Adi? Da, doi. Doi ori, ori A plus C supra 2. Cine? De două ori acum M-ul, dar M-ul e cu tot cu radicalul mare. Doi ori radical doi. Din A plus C supra radical 2. Radical din A plus C supra 2 ori radical din A plus C pe 2. Supra 2, da? Da, plus, și plus, cine? Plus A minus C pe 2 tot la... A minus C supra 2. Plus A minus C supra 2. Bun. Și acum, A plus minus B, A plus minus radical din B va fi egal cu hai să vedem da. Cine e egal. Așa. Da, zi. Este egal. Este egal. Cu A plus C pe 2 plus minus și atât. Deci aici avem A plus C pe 2, da. Plus A minus C pe 2. Da. Avem același termen. Bă, același termen, mă, același numitor. Același numitor. Da. Da, și ce va fi? Egal cu cine? Nu mai ai. Dacă ai 1 pe 2 plus 3 supra 2, cu cine este egal? Cu 4 pe 2. De ce ai făcut? Am adunat termeni, numitorii. Numărătorii era adunat, da. Numitorul era la fel, da? Așa și aici, ai același numitor. Hai să îi adunăm, să facem ceva, nu? Adică A la a doua. Cum băi? A plus C plus A minus 2 C. 2A. Nu-i 2A. Da. Înțelegi, gata, da. M-am supărat. Este gata, dumneavoastră, domnul. Egal cum. Adi, lângă asta de aici, A plus C pe 2, îl aducem pe ăsta. Se lipi, da? Unul în cap. Și vine C. A plus C supra 2 plus A minus C supra 2. Plus sau minus, că este așa aici, de două ori. Ia să vedem. Dar tu nu vezi? Nu. Tu uiți la mine așa ca la spectator, la un spectacol. Joc cursul bine? Așa. Știi că există un joc, joc cursului, da? Așa și aici. Deci, eu am zis că nu știu dacă e formula asta chiar corectă. Și am vrut să o demonstrez. Adică să vedem dacă egalitatea asta e corectă. Și anume ce? Dacă asta e corectă, și ce obțin de la ea, prin echivalență, echivalent, adică când am membra pătrat, echivalent, da? Echivalent aici, echivalent și așa mai departe. Echivalent și echivalent aici. Și obținem A plus minus radical din B egal cu A plus C pe 2, adică asta la pătrat, am pus-o pe locul întâi, plus A, plus A minus C pe 2, am lipit-o, era al treilea termen, am adus aproape, plus minus de două ori, ei, aici ce este? Aici, acum. Radical ori radical? Ce facem, Tudor? Radical ori radical? Radical la a doua. Radical la a doua, măi. Radical ori radical? Uite, radical din A. Ori radical din A. Radical din A ori B. Mai vezi? Așa este facem un și radical, aici. Un singur radical din... Din... Asta ori asta? A plus C supra 2 ori A minus C supra 2. A minus C supra 2. A minus C supra 2.
echivalent cu. Echivalent cu A plus minus radical din B este egal cu. Aici, fiind același numitor adi, hai că e banală chestia, cum zicem, având numitorul comun, 2, și A plus A, 2A, C minus C fac 0, devine 2A. Plus sau minus radical din. 2 radical. 2 radical, este adecvat, da? Da. Ce este aici? A plus C lângă A minus C? E? A plus C lângă A minus C. A la a doua minus C, C la a doua. Corect. Deci vine A la a doua minus C la a doua, totul supra 4, că 2 ori 2 e 4. Corect. Și echivalent cu. Iată, A plus minus radical din Z este egal cu 2A cu A, duce și vine A, plus sau minus de 2 ori. Radical dintr-o fracție înseamnă radical din numărător pe radical din numitor. Da? Și vine radical din A pătrat minus C pătrat. Supra-radical din 4. Supra-radical din 4. Care face 2. 2 o să se va simplifica cu 2 de aici. Da. Și echivalent cu scrierea următoare. Anume, e vorba de A plus minus radical din B. A plus minus radical din B este egal cu A plus minus radical din A pătrat minus C pătrat, da? Da. Radical din A pătrat minus C pătrat. Și pe ăsta, ca să fie egalitatea cu A, să reduc, și înseamnă că trebuie să fie B egal cu A pătrat minus C pătrat. Deci de aici B, iată că am ajuns că B egal cu A pătrat, A pătrat minus C pătrat. C pătrat. Și, vedeți, încă o dată spun, datorită faptului că trebuie să fie egalitate tot timpul, înseamnă că A pătrat minus C pătrat, radical din B egal cu radical din A pătrat minus C pătrat. Ceea ce înseamnă că B egal cu A pătrat minus C pătrat. Adică vă spune că C pătrat este egal cu A pătrat minus B. C pătrat egal cu A pătrat minus B. Adică C-ul egal cu radical din A pătrat minus B. Adică de aici rezultă, dacă la pătrat este așa, simplu C va fi egal C egal cu radical din A pătrat minus B. Iată că, nu întâmplător, C-ul este de forma asta, radical din A pătrat minus B. În momentul de față, am înțeles că formula aceasta permite transformarea radicalului acesta suprapus, radical suprapus, în radicali simpli, în care să nu am radical de desubt. Dar cu o singură observație. C trebuie să fie pătrat perfect. Adică C-ul care este egal cu radical din A pătrat minus B, radical din A pătrat minus B, trebuie să fie, când am făcut calculul aici, să iese sub radical. Să fie 4, 16, ca să, ca altfel dacă C-ul rămâne tot cu radical, aici tot radical sub radical. E degeaba mânca. Pătrat perfect. Am deci observația este ca C să fie pătrat perfect. Și acum să lucrăm exercițiu. Sigur că da. Deci, dragilor, formula asta pe care ați găsit-o, pe care v-a dat-o de profesor, ea are ca obiectiv scăparea de acest radical, acești doi radicali suprapuși. Scap de radical din B, ci devine numai radical, radical. Folosim pe C ca fiind radical la pătrat minus B, da? Da. Bun. Și acum, trecem la practică, concret. Ce se întâmplă în cazul nostru? Ce de cerința, Miruna? Deci să aflăm pe... Să afle numărul întrega, astfel încât următoarele numere să fie întregi. Să te afle A, astfel încât X-ul să fie întreg. Corect. Deci, continuăm. Și o să zicem așa. Ce vrea? Și știi așa ce da, are. Da, n-avem ce are. Am înțeles formula. Vreau idei. Cum să lucrăm, Miruna? Luăm deoparte pe radical din 6 minus 4 radical din 2 și lucrăm, după aia luăm deoparte. Așa, să vedeți, radical din
6 minus 4 radical din 2 egal cu, vreau să-l duc la varianta, radical din A plus minus radical din B. Așa se apare. Dar se poate acționa. Mă deranjează 4 de aici. Îl băgăm sub? Băgăm sub radical. Să zicem radical din 6 minus, când 4 intră sub radical, intră cu obligația de a ridica la 2. 16. Radical din cât? Ori 2. 32. Deci vine radical din 32. Și acum am varianta foarte clară, radical din A plus sau minus. A mai este cu minus. Din B. Ăsta este A-ul și ăsta este B-ul. Îmi trebuie C-ul. C-ul știu că este egal cu radical din A pătrat minus B. Da? Da. L-am văzut acolo. A pătrat e 3, deci... Deci vine radical din au 6 la pătrat, 6 la a doua, minus 32, și egal cu 36, minus 32, și egal cu 4, radical din 4, egal cu 2. Și acum, din clipa care am aflat pe C, continui și spun că este egal cu radical din A, adică 6 plus C-ul plus 2 supra 2 plus sau minus, depinde cum este aici. Dacă e plus plus, plus o să punem de radical. Dacă e minus, punem minus. Deci în cazul nostru minus radical din 4 pe 2. Radical din 6 minus 2 pe 2 și egal mai departe. Cu 2 simplifică. Vine radical din 4 aici, nu? 6 și cu 2, 8. 4, radical din 4 face 2. Și aici 6 minus 2, 4. 4 pe 2, vine minus radical din 2. Da. Așadar, iată că radical din, să spunem și noi, 6 minus 4 radical din 2, a fost scris în final ca fiind 2 minus radical din 2. Și îl încadrăm, este primul radical suprapus care l-am transformat în radical simplu. Ne ocupăm și de 8 radical din 18 minus 8 radical din 2. Deci zicem, radical din 18 minus 8 radical din 2. Cum gândim? 18 minus 8 radical din 2. 18 B egal cu radical din 128, adică 8 ori 8 ori 2. Nu, acolo da. E plus A. Apoi trebuie să scrieți plus A. Nu, acolo. Cum lăsăm pe plus A aici, dar noi mulțim ca și asta. Da, deci A egal cu 18, B egal cu radical din 128, C egal cu 32. Atenție, ai dreptate, cum spui, dar eu am să am o idee ca să lucrez cu numere mai mici. Și da, gândesc așa, dăm un factor comun, numai 2 putem, da? Dacă aș fi avut noroc să dau pe 4. Ce bine ar fi fost. Mi-ar fi fost bine că ieșea până la capăt. Din păcate, numai 2 nu sunt fericit. Dar totuși, un serviciu mi-l face. Și am să spun, este egal cu radical din, atenție ce facem, da? 2 pe lângă 9 minus 4 radical din 2. O să mă urmăriți să vedeți că se întâmplă un lucru bun. Și egal mai departe, radical dintr-un produs, egal cu radical din fiecare și vine radical din 2 pe lângă radical din 9 minus 4 radical din 2. Și atunci mă ocup de ăsta să-l transform. Deci iau deoparte pe radical din 9 minus 4 radical din 2 și egal cu radical din 9 minus, intre 4, fac 16 ori 2, 32. Bă, radical din voi. 32. Optim? Deci să vorbească ei, parcă dorm, nu... Păi, conduce, profesor? Da. Conduce, tu conduci... Tudor. Care radical din 9 minus 4 radical din 32. Ai înțeles de ce până aici? 9 minus 4 radical din 2? N-ai înțeles. Hai să mai vedem încă o dată. Aici este 18 și aici e 8, da? Da. Din ăștia 2 iese un 2 în factor? Comun? Da. 2 ori 9 fac 18, dacă mă întorc și 2 ori 4 fac 8? Da. Bun. Radical din 2 ori ceva
Deci radical dintr-un produs. Radical din... Ai spus că face radical din A ori B, nu? Da. Asta am eu aici. Ăsta e A și ăsta e B-ul tot. Și radical dintr-un produs înseamnă radical din primul, ori radical din al doilea. Da. Radical din primul înseamnă radical din 2. Și ori radical din al doilea, adică radical din 9 minus 4, radical din 2. Și acum m-am ocupat de ăsta, l-am luat pe ăsta deoparte, l-am lăsat pe radical din 2, că m-am mai simplificat numele și el să mi s-o pur prea mare. Da. Și acum, pe 4 ăsta, îl bag sub radical. Și cât vine? 4 la 2? 16. Ori 2? 32. 32. Și sunt în formula, ăsta e A-ul și ăsta e B-ul. Da. Sunt în modelul radical din... Și este egal cu... Îți amintești, A plus sau minus radical din B. Egal cu... Egal cu radical din A plus, zi tu, Dorin. Egal cu radical din A plus C supra 2 plus sau minus radical din A minus C supra 2. Așa. Și în condițiile astea, eu trebuie să-l găsesc pe C. Deci mă duc și-l caut pe C. Cât este C-ul? Formula. Am găsit o mai bine. Eu nu lucrat de un profesor, nu a ajuns ei la școală aici. Am înțeles, dar ești prezent aici, că de aia înveți și lucrezi. Dar tu și lucrezi. C egal cu radical din A. C egal cu radical din A pătrat minus B. Și uite acel, e 9. A-ul e 9 și vine radical din... Radical din 981 minus B, care nu știi? B care este 32, radical din 32. Nu, numai 32. Numai 32. Asta este zeu, da? Da. 32 și egal cu radical din... Și egal cu radical din... Facem scăderea. 2 din 11, 9. E 49. 49. Și radical din 49 cât este? 7. 7. Și am găsit pe C. Și acum aplicăm formula aici. Da. Și o zicem, este egal mai departe. Este egal cu radical, radical din A, care este 9, plus 7 supra 2, da. Plus sau plus. Minus este. Uite, la minus, minus, da, minus. În cazul nostru, minus. Radical din 9 minus 7 supra 2. Corect. Egal mai departe. Și este egal cu 9 plus 7, 16. Supra 2, 8. 8, corect. Deci radical din 8. Radical din 8, minus radical din 9, 7, 2. 2 supra 2? 2 supra 2, 1. 1. Și radical din 1? 1. Minus 1. Așa. Deci, iată că l-ai pe ăsta, ca fiind radical din 8 minus 1. Și încât continuă a fi egal mai departe cu radical din 2. Radical din 2. Pe lângă. Pe lângă. Ce am găsit aici? Radical din 8. Nu? Radical din 8 minus 1. 1. Radical din 8. Minus 1. Minus 1. Și egal mai departe și mulțim, facem calcul. Și egal cu... Radical din 2, radical din 8. Distribuiți de dată. Radical... Un singur radical. Radical din 60. 16. Minus, minus? Radical din 2 ori 1. 1. Radical din 2. 2. Deci minus radical din 2. Dar... Radical din 16 este egal cu 4, 4 minus radical, minus radical din 2. Iată că și pe al doilea radical, pe ăsta de aici, l-am scris acum să-l vedem să ne fie foarte clar. Al doilea radical era vorba de radical din 18, minus 8 radical, radical din 2, este scris ca fiind 4 minus radical din 2. Și acum în locul meu este ținut, profesor, nu? Exact. Deci, vedeți, am luat cu ăsta, l-am lucrat. L-am aranjat ca fiind 2 minus radical din 2. L-am luat pe al doilea și l-am aranjat. 4 minus radical din 2. Înlocuim. Și ieșițul devine x aici, egal mai departe, egal cu 3. Egal cu 3, supra. Ce spune? Tu, Anca. Radical din... Radical din... 6. Radical din 6 minus 4 radical din 2. Adică 2 minus radical din 2. Adică 2 minus radical din 2, cât e muncit? Minus pe lângă Tudor. Minus pe lângă 4 minus radical din 2. 4 minus radical din 2 și plus A, nu? Așa este. Ce a spus domnul profesor în paranteză? De ce a spus paranteza? Chiar așa. Pentru că avem minus și minus schimbă semnul. Sigur că da, altfel există riscul să greșesc. Exact. Eu puteam să...
mă rescriu, zice minus 4 plus radical din 2, dar mă întrebați de ce, de unde, cum. Și așa am făcut-o mai lent și atât îmi dă 3 supra 2 minus radical din 2. Minus cine? Acă. Minus 4. Plus radical din 2. Așa, și plus A. Da. Și egal mai departe, Anca? Egal cu... Uite-te, ai minus radical din 2, plus radical din 2. Se simplifică. Se reduc. Se reduc, spunem, da? Se simplifică numărător numitor. Da. Așa, să zicem, se reduc. Deci, se anulează. Și va fi egal cu... Minus 2 plus A. 3 supra. Da? Minus 2 plus A. Minus 2. Minus 2 plus A. Ei, când ăsta este număr întreg? Când aparține lui Z, Anca? Când? Când numărătorul se divide cu... Se împarte exact la un, da? Împărțirea se face exact asta, am vrut să spun. Da. Deci vezi că noi aveam așa. Întrebarea care o avem este asta. 3 supra A minus 2 se aparține lui Z. Lui Z, parcă a fost, nu? Da, da, da. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Dacă A-ul este mai mare... Nu A-ul. Ăsta de jos ce să fie? Divizorii lui 3. Divizorii lui 3. Adică 3, 1, minus 3, minus 1... Corect. Deci dacă și numai dacă A minus 2 aparține divizorilor lui 3. Care sunt? Așa, divizorii lui 3 sunt. Ia să vedem. Cine sunt divizorii lui 3? 3, 1, minus 3 și minus 1. Și începem pe rând. Cazul întâi, da? A minus 2 să fie egal cu 3. Rezultă că egal cu 5. Apoi, A minus 2 Anca egal cu cine? A minus 2 să fie egal cu 1. Rezultă că egal cu 3. Apoi A minus 2 să fie egal cu minus 1. Minus 3. Da, minus 3. 3. Da. Minus 3. A egal cu minus 5. A egal cu? Cu, cu cine? Minus... Atenție. A, minus 3 plus 2. A, da. Este minus 1. 1. Minus 1. Și apoi A minus 3 este egal cu minus 1. De unde rezultă că A egal cu? A minus 3. A minus 2. 2, da, da. A minus 2. Minus 1 plus 2, cât fac? Minus 1 plus 2 e 1. A egal cu 1. A egal cu 1. Și atunci, la întrebarea, care sunt variantele lui A? Deci A aparține, de aici rezultă, A aparține mulțimii valorilor 5, 3, minus 1 și 1. Așa, ăsta e răspunsul corect. Corect și final. Da, final. Da? La întrebarea, ce valori a lua? Ce valori, ce valori poate primi A? Încât, după calculul care se face, împărțirea se face exact. 3, 5, minus 1 și 1. Numai acestea. Orice altă valoare am încercat, nu mai, împărțirea nu se mai face exact. Frumos, e. Mai vedem încă o dată. Ce a vrut autorul aici? A vrut să afle. Știți voi cum se transformă radicale și ăștia suprapuși? În radicali simpli? Știți formula? Pentru fiecare, cum se află C-ul? Da, știm. Și am găsit. Primul radical este ăsta. Al doilea radical este 4 minus radical din 2. Am înlocuit, am lucrat. În final, fracția asta se așează ca fiind 3 supra minus 2 plus A. Ca ea să fie întreagă, este doar varianta aceea în care numitorul să fie divizor al numărătorului. Băgați la cap numitorul, divizor, ca să facă părțile exact. Mai. Da? Se împarte exact numai la 3 și minus 1. 3, 1 și minus 3, minus 3, 1 și minus 1. Și iată-ne că am... Mai avem un exercițiu, mai avem așa. Da? Te rog. Da. Hai ce doar șerge tu, ajută-ți să te rog. Adi, dacă ai greșit, mă urmărești pe noi acum. Nu, nu, nu. Hai, te rog. Scrie și eu că am minus 1. Și eu am să șterg în urma ta. Am dat drumul la
La cameră, da? Da, sper că la asta. Eu nu mai știu că... Da. Y egal cum? Deci Y egal cu... Da, o linie lungă de tație. Puneți minus 5 la numărător. Minus 5? Numai atât. Da, atât. Și la numitor scrieți radical lung din 4 minus 2 radical din 3. 4 minus 2 radical din 3. Da. Plus radical din 7 minus 4 radical din 3. Minus A. Tot așa, să ne aflăm numărul întreg A. Încât să se întâmple... Numerele să fie întregi. Să se afle numărul întreg A, astfel încât următoarele numere să fie întregi. Mă conduce tot cu Tudor. A să învățăm. Ne luăm de primul radical, zicem. Da, radical din 4 minus 2 radical din 3 este egal cu... Să băgăm pe ăsta, că sunt mai de puțin, nu mai scotem factor, nu mai nimic. Da. Radical din 2, radical din 4, minus... Pe 2 îl întrebim sub radical. Îl băgăm noi acum sub radical. 4 minus... Radical din cât? 2 când intră sub radical, ce se face? 2 la 2. 4. 4 ori 3, 12. Din 12, egal cu. Ăsta e A-ul. Egal cu. Și ăsta e B-ul. C-ul. C-ul este egal cu. Radical din. Radical din. A pătrat minus B. A pătrat minus B. Și egal cu. Și egal cu. Radical din. Egal cu radical din. A pătrat care este. A-ul e 4. 4, 16. Da. Minus B-ul 12. Și egal cu? Și este egal cu radical din 4. Care face? Care face egal cu 2. Bravo. Și acum, după formulă, zicem egal aici, cu radical din... Egal cu radical din A, care este 4, plus 2, supra 2, Ia să vedem, ce avem? Minus. Minus este la. Radical din 4 minus 2 supra 2. Și este egal cu... 4 plus 2, 6 supra 2. 6 supra 2, 3. Deci radical din 3. Radical din 3 minus 4 minus 2, 2 supra 1. 2. 1. Radical 1. 1. 1. Și am terminat cu asta. Anca, ne luăm de cealaltă. Radical din... 4 radical din 3. Da. Este egal cu... Radical din. Radical din 7 minus 4 la 2 ori 3, egal cu 48. Deci radical din 48. Și zicem CO. Ce egal cu A la a doua? Radical din. Radical din A la a doua, cu 7 la a doua. Da. Minus 48. Minus 48. Și egal cu radical din. Radical 49 minus 48 din 1, care face 1. Atunci continuăm aici, egal cu radical din. Radical din 7. Da, 7. Plus 1, 2, minus 7 minus radical din 7 minus 1. Și egal mai departe cu 7 plus 1. 3. Radical din 3. Da, 7 radical din 3. Cum? 7 plus 1 e 8, 8 supra 2 e 4. 4. Și radical din 4, care e 2. Anca, nu lăsa să spună prostii. Ești atentă? Radical din 3, da? Deci este egal cu 2 minus radical din 3, da? Ăsta este
Al doilea și primul e radical din 3 minus 1, domnul profesor, că îl încercuiți. Da, să-l încadrezi și pe ăsta, da? Și acum o să înlocuim, nu? Exact, atâta tot. Egal mai departe cu... Minus 5, supra. Minus 5, totul supra, da. Radical din 3... minus 1. Minus 1. Plus 2. Minus radical din 3. Minus A. Corect. Radical din 3 se reduce cu la minus radical din 3 și avem minus 1 plus 2, avem 1 minus A, deci minus 5 supra minus A. Da. Și când? Ăsta aparține lui Z, așa scriem. Dacă și numai dat. Uitați-vă cum scrie domn profesor, așa scrie exact ca domn profesor. Deci aparține lui Z, dacă și numai dat. Ăsta de jos trebuie să fie divizor al lui? 5. Dacă 1 minus A, așa zici. Deci 5, 1 minus 5, 1 minus A. Scrim așa, 1 minus A aparține divizorilor lui 5. 5, corect. Care înseamnă egal cu mulțimea. Acum e număr divizorilor 5. 5, 1 minus 5 și minus 1. 5, 1, minus 5 și 1. Și începem. Și minus 1. Manca. Și minus 1. Și minus 1, da. Și începem manca. Odată, 1 minus A să fie egal cu cine? De unde rezultă ca? A egal cu minus cu 4. Nu. Cu cine e egal la 4? Vine 1 minus 6. 4. Că vine 5 plus 1. Cu cine e egal la Adi? A egal cu... Dar am luat cu minus A 4. Minus, minus 4. Minus 4. Minus 4. Minus 4. Am luat A minus 1. Da. Da. Egal cu 4. Nu A minus 1. Dar 1 minus A, da, minus 4. Atenție, dacă vrei să scrii pe 1 minus A altfel, poți să spui ca fiind egal mai departe cu minus A plus 1. Da, minus A plus 1, minus da. Minus A plus 1 egal cu 5. Și atunci rezultă de aici că minus A egal cu 5 minus 1 și 4. Face 4. 4. Și de aici rezultă că A egal cu minus 4. 4. Deci mare atenție, copii, una a zis 6, una a zis, deci... Mare atenție! Păi, sunt banalități aici, dar îmi vine în minte ceea ce a greșit atât de puțin Daria, nu? La mulțirea aceea, nu știu ce, 280, nu știu da. De cu 3. Dădea 1188 și ea a scris 1288. 1288. Două puncte i-a luat din start. Da, deci de două sutimi. Două sutimi. Da. Putea să fie perfecte, da, exact. Da, perfecte, și ea a luat două sutimi, pentru că a avut dreptate. Corect. Mai departe. Am luat prima variantă. Următoarea variantă, copii. Când 1 minus A egal cu... 1 egal cu 1. Corect. Sau minus A. Hai să scriu așa. Minus A plus 1 egal cu 1. Așa vorbiți. Frumos. Se audă bine. Se vadă că se lucrează. Da, da. Minus A plus 1. De acolo, au cât cine este egal la Adi. Minus A plus 1 egal cu 0. A egal cu... A egal cu minus A care egal cu 2. Cum ai făcut? E 0. Bă, e 2. Minus 2 plus 1. Da? Deci 1 se reduc. Deci rezultă că A egal cu 0. Apoi minus A în K plus 1 egal cu minus 5. A egal cu 4. A egal cu 4, da? Hai să locuiesc. Dacă locuiesc cu 4, vine minus 4 plus 1, nu fac minus 5. Cu cât e egal la Tudor? Egal cu minus 4. Minus 6. Minus 6. Deci, iată cum gândim aici. Deci, echivalent. Minus A. Hai să luăm așa ușor. Egal cu... Ducem pe 1 partea cealaltă. Minus 1, minus 5. Minus 1, minus 5. Echivalent cu a spune că minus A egal cu minus 6. Dar minus A e minus 6. Și atunci A egal cu? Totul mulțim cu minus 1. Da. Și înseamnă că A egal cu 6. Astea sunt fleacuri. Da? Facem tot felul de șmecherii și nu știm să rezolvăm aici. Și nu știm să rezolvăm ecuația elementară. Nu se poate să greșim aici. Apoi, minus A plus 1 egal cu ultima variantă, cu minus 1. Anca, te rog. Să lucrăm așa, ca în varianta că am lucrat-o eu, dacă nu ați văzut deodată. Deci, minus A egal cu
Dar de ce plus 1? Păi pe 1 ăsta îl ducem dincolo. Ăsta rămâne aici cu semnul său. Și face minus 1 care era. 1 ăsta când se duce în partea asta devine minus 1. Și echivalent, poate spune că minus A încă. Egal cu? Minus 2. Minus 2. Și mulțim cu minus 1, egalitatea. Egal cu 2. Și A egal cu 2. Domn profesor, dacă îmi dați 2 minuți, un pic, n-am pregătit. Nu mai o secundă. Adi, și pentru tine. De exemplu, cum am făcut eu, domn profesor, v-a explicat așa, voi vă, că vă împiedicați până la sfârșit și nu dați rezultate bune. Eu, de exemplu, cum am făcut, băi, minus ăsta, A are minus, eu l-am dus pe A în partea asta, altă și pe ăsta în partea asta. Și atunci A egal cu minus 5 plus 1. Sigur, și nu găsesc niciodată. Niciodată. Deci îl duc, ca, voi v-ați împiedicat de minus A ăsta. Îl duceați pe el, voi minus A îl duc în partea asta. Uite cum era aici, minus A plus 1 egal cu minus 1. Îl duc pe ăsta în partea asta și pe ăsta în partea asta. 1 plus 1 era 2, A egal cu 2. Deci și dintr-o parte și din cealaltă egalitatea. E foarte ușor, dar gândiți. Da. Că deci, toți ați greșit. Ei, hai, nu. Cum nu, Adi? Ai zis 6, ai zis... Hai să vedem. Adi, sigur că asta e varianta cea mai rapidă. Că putem duce și pe minus A dintr-o parte în alta, exact. Și numărul dintr-o parte în alta. Și ca să scad de minus A ăsta, ai dus în partea cealaltă și a făcut plus A și te-am concertez din partea asta. Corect. Iar cum trebuie izolată necunoscuta, 5 o să duci în partea cealaltă, da? Corect. Și am văzut A egal cu. Eu de ce am acceptat chestia asta? Ca să vă spun mai multe informații. Și anume, că o inegalitate mulțită cu număr negativ se schimbă semnul inegalității. Da? Deci minus A minus 6 mulțit cu minus 1 vine A egal cu 6. Și pe urmă A egal cu 2 aici. Mergem mai departe să vedem un alt... Un alt exercițiu. Da, un alt exercițiu. Da, la terminat. A, să zicem mulțimea, nu? Da, n-a finalizat A aici. Egal cu... Ia să vedem cine este A, că l-ați aflat. Deci, o să spune că mulțimea... A este... Că pe A trebuia să-l aflăm întreg. Așa spunea, nu? Da. A mare. Aparține da. Mulțimii. A mic, da. A mic, asta. Da. Aparține mulțimii. Ziceți copii, ca să aflăm. 6, 2, minus 4 și 0. 6, 2, minus 4 și 0. Și 0, da. 6, 2, minus 4 și 0. Și 0. Și acum am finalizat. Și acum am finalizat. Deci, Y-ul ăsta, îți răspundem așa. Y-ul, iată cum răspundem ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Zicem, Y-ul aparține lui Z dacă și numai dacă A aparține mulțimea și este, da? Dacă și numai dacă A aparține mulțimea și este. Așa este răspunsul. Da? Deci Y-ul este, devine întreg dacă și numai dacă A aparține mulțimea de metru acesta. Cu alte cuvinte, dacă în loc de A pun 6 și lucrez, sau 2 și lucrez, minus 4 și lucrez și 0, rezultatul va fi totdeauna un număr întreg. Întreg. Fie 1, fie 5, fie minus 5, fie minus 1, nu? Corect. Așa ne-am gândit. Și ești cu tabla. Da. Mai avem un exercițiu în păcătă. Da. De genul ăsta și face avem alt fel. Alt model, da. 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 Steze, tu și eu viu din nou da. De rând cu... te rog să-mi spui tu. T egal cu. Egal cu. O linie mare de fracție. A plus 3 la numărător. A plus 3. Și la numitor. Și la numitor. Radical din 9 plus 4 radical din 5. 9 plus 4 radical din 5. Minus A. Minus. Minus, domn profesor. Da. Radical din 14 plus 6 radical din 5. Lasă-și agătul ăsta, da? Da. Deci, astăzi, din nou, avem o negriște interesant, în care la numitor, întâlnim niște numere iraționale, hai să vorbim așa. Deci, radical din 9 plus 4 radical de 5 este un număr irațional și observăm că avem radical suprapuși. Imediat, în care ne fuge spre varianta asta în care
încercăm să transformăm radicale cele suprapuși în radicali simpli. Deci asta este obiectivul. Și luăm pe fiecare separat și lucrăm, nu? Exact, așa o să facem. Așa că începem. Lăsați mâna jos. Primul radical. Radical din 9 plus 4 radical din 5. Egal cu cine vorbește? Vorbește Tudor. Este egal cu radical din 9 la puterea 2 care este... Păi Tudor, varianta este încurcă 4. Exact. Deci 4 să spunem sub radical ca să apară modelul A plus minus radical din B. Da? Deci e egal mai departe care cu vorbește radical din... 9 plus 16 ori 5. Adică? 80. Deci radical din 80. Și acum Tudor, vezi că este organizat foarte bine. A plus radicalul ăsta este A-ul și ăsta este B-ul. Și C-ul cu cine este egal? Te rog pe tine. C-ul este egal cu 9... Cu radical din... Hai să radical din A pătrat minus B ca să-mi desformăm. A pătrat minus B. Minus B. Și egal cu radical din... Radical din 81. Anca. 81 minus 80, adică radical din 81 minus 80, adică 1. Radical din 1. 1. Și dacă am aflat pe C, formula spune că e egal mai departe, continuăm aici, egal cu? Rezultă cine? Anca. Radical din 9 plus 1. Radical din 9 plus 1 supra 2. 2. Minus radical... Uite-te, Anca, iată ce spune aici. La noi avem plus. Când e plus, merge pe plus. Când e minus, merge pe minus, da? Plus. Și egal cu Tudor? Egal cu? Egal cu radical din 5. Corect. Plus radical din 4. Radical din... 4. Care este 2. Și am terminat. Ne ocupăm de celălalt radical. E vorba de radical din... 14. Radical din 14 plus 6 radical din 5, adică radical din 14 plus 180. A egal cu 14, B egal cu 180. De unde 180 ani? Ce-i 180? Pe 6, 36 ori 5. 36 ori 5. 36 ori 5, ca să înțelegi și mai, că nu știam. 5 ori 6. 30. A, 180 ai zis. Da. Da. A. 180 e bine. Da, e corect. Am înțeles 80. 180. Da, 180 da, da, da. E bine, da. Bun, Adi, corect. Așa, egal cu 14, egal cu 180. Ce egal cu? Ce egal cu 14 la 2 radical, min... Adi. Radical din 14 la 2 minus 180. Da. Ce egal cu radical din 196 minus 180. Da. Ce egal cu radical din 16, 4. 4. Și acum tu încă Anca radical... continuă, Anca continuă, egal mai departe aici. Așa cu... radical din... 196. Deci, ați spus 196. Ia plus și Anca. Radical din 14. Deci, nu a pătrat, da? Da. Deci 14 plus 4. 4 supra 2. Da. Minus radical din 14. De ce zici minus? Uite-te la semnul dintre ele. Anca. Deci te dirigează ăsta. Da. Sau ăsta de aici. E plus, da? Plus radical din... 14 minus 4 pe 2. Da, și care face egal mai departe cu... 18 pe 2, adică 9. Radical din 9. Radical din 9. Adică... câte 3. 3. Așa. Da. Plus? Plus... 10 pe 2, adică radical din 5. Bravo. Radical din 5. Și atunci o să continui aici, egal mai departe, egal cu A plus 3. Totul supra. A plus 3. Supra. Avem, acolo este radical din 5 plus 2. Primul radical, radical din 5. Plus 2. Da. Minus A minus
3 minus, așa. Minus A minus 3 plus radical din 5. Ai văzut? Ei, vezi? Acum te ai... Minus în fața. Minus pe lângă. Minus așa. Pe lângă. Minus 3. Nu avem, deci plus. Minus pe lângă 3 plus radical din 5. Și egal cu A plus 3. Totul supra. Totul supra. Radical din 5 plus 2. Plus mai. Minus, minus A. Minus. Minus 3 plus radical. Minus. Atenție, de ce am pus minusul? Minus schimbă semnul. Eu pusesem din prima. Minus radical din 5, da? Și egal mai departe cu? Radical se reduc. Se reduc. Da. Apoi adunăm numărătorile anumitori. O secundă. Da, stai puțin, egal cu A plus 3. Totul supra. Cât de jos? Minus 1, minus A. Minus, da. Minus 1, minus A, da. Minus 1, minus A. Adunăm numărătorile anumitori. Nu știu de ce să fac asta. Că o să vedem că se simplifică A cu minus A. Da, dar nu, aici are n-am nicio idee. Am zis și să fac de cu... N-am durat cartea și cum ar fi o fracție. Adică să facem A plus 3, minus 1, minus A. Miruna, nu mă convinci. De ce nu? Pentru că... N-am numărat, eu așa am, că teu, Anca, Miruna, T egal cu A plus 3, totul supra, minus A, minus 1. Corect. Da. Și cum s-a adun numitorii la număr, n-am modificat teu? Ba da. Ba la da? Proporții. Sigur că da. Hai că da. Păi doar dacă l-am modificat, nu mai este teu. Este T plus 1. E T plus 1. Corect. Dacă vrei să facem așa. E greșit. Au avut o idee, așa eu. Dar nu te cert. Mă ți atrag atenția că acest lucru nu-i tocmai corect. Adică să dea ca T plus 1 și când o să ne dea T, o să... E radical din A... Adi, Miruna, vrei să spui așa. Adunăm unul în ambii membrii. Corect. Da? Adunăm pe unul în ambii membrii egalități. Echivalent cu... Hai, Adi, scrie. T plus 1. T plus 1 este egal cu A plus 3 supra minus A minus 1 plus 1. Corect. Aducem la același numitor. Cum? Deci putem zice T plus 1? Deci atunci de ce n-am putut să scriem T plus 1? Pentru că tu nu aveai clar ce se întâmplă. Tu când ai spus T plus 1, ai avut bafta aici cu T supra, cât este aici? Supra 1, da? Da. Și T plus 1 supra 1 a făcut T plus 1. Dar dacă era... nevoie de adunat 2-ul, nu mai era același lucru. Uh-huh. Înțelegi? De aceea, ceea ce spun eu acum, adunăm pe unul în ambii membri, dar din ce motiv adunăm unul? Că ai sesizat tu că prin aducerea la același numitor, se întâmplă chestia asta, că unul A cu minus A se reduce. Uh-huh. Este artificială ideea că adunăm numărători la numitor? Ia sigur nu mai punea pe T plus 1 acolo. Sigur că da. Da, asta vreau să spun. Da, mare de aceea, de aceea am insistat pe chestia asta. Vreau să fac un model în care să-ți arăt ce spun eu. Da. Și da, am adunat pe unul acela în ambii membri, aduc la aceeași numitor în partea asta, numai în partea asta, nu și în partea asta. Atenție! Și echivalent cu? Cine vorbește? Adi. T plus 1 egal cu, vorbește Adi. Echivalent cu 3 plus 1 egal cu A plus 3. A plus 3. Minus A minus 1 totul supra minus A minus 1 minus A minus 1 egal cu A cu minus A se reduc și T plus 1 va fi egal T plus 1, da, 3 plus 1 egal cu echivalent cu 3 plus 1 egal cu 2 da supra minus A minus 1. Minus A minus 1. Corect. Și cum vreau ca T să fie, de unde vreau să fie T-ul? T-ul trebuie să fie din 0. Corect. Da? T-ul da. Să fie din 0. 1 este din 0. N-am nicio bătaie de cap cu el. Înseamnă că egala sa trebuie să fie din 0. Deci am mut problema unde? Pot să fiu și mai clar, punând, ducând pe 1 în stânga. Hai să facem așa, ca să fie și mai limpede pe toată lumea. Deci T egal cu minus 1 plus 2 supra
minus A minus 1. Egal cu T egal cu... Nu aduci la aceeași numitor, că nu îmi strici jocul. Deocamdată spun, cum ăsta este din Z, că minus 1 din Z. T-ul este, va fi din Z, dacă și numai dacă... Cine copii? Ziceți. 2 supra minus... 2 supra minus A minus 1 aparține lui Z. Și când se întâmplă? Când A egal când minus A minus 1. Minus este divizor al 2, adică 2. Corect. Da, minus A minus 1 este divizor al lui 2. 2. Deci când se face împărțirea exactă. Deci 2. Dacă și numai dacă... Anca, nu Anca, Miruna, puteam scoate și un minus aici, în factor. Da. Adică vrea minus pe lângă A plus 1, minusul sus, ca să nu mai zic minus 1 minus A, că mă și enervează chestia asta, minus, și atunci A plus 1 aici. L-ați pierdut, pe Tudor, l-ați pierdut? Da. Cu minus acum, da. L-ați zăpăcit toți. Hai să vedem. Reau încă o dată. Deci T-ul este egal cu minus 1, plus era 2, supra minus A, minus 1. Și egal mai departe. Tudor, tu mă conduci. Egal cu minus 1, plus 2 supra. Scoatem pe minus 1 un factor comun la numitor. Minus 1, pe lângă. Ce rămâne? A plus 1. A plus 1. Și atunci, dacă este A plus 1, Anca, egal mai departe cu minus 1 plus, plus pe minus la împărțire, 2 și minus 1, plus pe minus la împărțire, cât face? Minus... Deci face minus, da? Da? Minus. Și de aceea am spus eu minus... Și cu plusul de față, minus. Da? Că plus pe minus la împărțire este minus, minus. Da? Deci vine minus 2... supra A plus 1. Iată că așa vă spuneam mai înainte, 2 supra A plus 1. Ca să fie mai ușor pentru voi, copii. Și atunci, ăsta, T-ul ăsta aparține lui Z, cu minus 1 este din Z, neapărat fracția asta trebuie să fie din Z. Deci dacă și numai dacă, asta aparține tot lui Z. Z. Și o să zicem acum. Am mutat problema lui T din Z la ideea că 2 supra A plus 1 să fie din Z. Corect. Deci spunem acum, vă zic așa, T aparține lui Z, dacă și numai dacă, 2 supra A plus 1 aparține lui Z. Asta se întâmplă dacă și numai dacă. Zic-o de-o tu. Dacă, dacă A și numai dacă A plus 1 aparține lui Z. Adică aparține mulțimii 2, 1, minus 2 și minus 1. 2, 1, minus 2 și minus 1. Și începem pe rând. Anca, te rog pe tine. A plus 1 odată egal cu? Egal cu 1. Egal cu 1, da. 2. 1. Și rezultă că A-ul va fi egal. Egal cu 2. A-ul cu cine e egal, Anca? A plus 1 egal cu 1, A egal cu? 0. 0. Pe 1 l-a dus în față. Deci A egal cu 0. Iată-l primul element. Pe urmă, A plus 1 egal totul, Anca, cu? Cu minus 1. Minus 1. De unde dute că A egal cu? A egal cu minus 2. Lăsați-o pe ea. Minus 2. De unde ești minus 2? Nu știu, păi... minus 1, nu știu ce, plus... Pe manca. 1 ăsta se duce dincolo de egal. Se duce de o parte în alta cu sens schimbat. Deci vine minus 1 care era înainte. Minus 1. Și minus 1 minus 1 egal cu? Minus 2. Sigur? Anca, nu stai pe gânduri. Este banală chestia, da? Minus 1 minus 2 face minus 1 minus 1 face minus 2. Deci minus 2. Apoi, A plus 1 este egal cu 2. 2. De unde A-ul va fi egal cu, te rog? Auziți? Și 4, 6. Auziți? Dacă vei da. Cât se, poate, cât se pună pe loc de A ca să vă aduna cu 1, să facă 2.
Păi tu, da, tu sigur că da, păi asta e bun. Deci A plus 1 e egal cu 2, A e egal cu 1. A e egal cu 1, adică vine 2 minus 1 și egal cu 1, da? Și A plus 1 e egal cu minus 2. A e egal cu? A e egal cu minus 2 minus 1. Da. Adică 1. Cum de-ai făcut? Cum 1? Cum 1? Asta sunt un pic. Semnul algebră. Suntem, iată, în situația care semnul algebră nu merg și de ce dificultăți majore. Dar nu trebuie să au făcut semnul algebră. Clasa a șasea, nu? La sfârșitul clasa a șasea au făcut semnul algebră. Păi, min, ai 2 lei datorii și mai ai încă un leu datorii. Câte datorii ai? 3 lei, nu? Am mai spus-o, repet, nu se pun semnul algebră, toate construcția e în gol. Minus 3. Da? Minus 3. Și iată că valorile găsite sunt acestea. A aparține mulțimii valorilor. 0, minus 2, și minus 3. Da? Acestea sunt valorile lui A pentru care are rost problema. Care a fost noutatea? Atenție! Care a fost noutatea? Când a fost acolo T plus 1. Au fost două necunoscute. Dar cu T plus 1 tot ieșea. Dar nu mai era corect, domn profesor, nu? Nu scădea nimic. Păi vedeți. Păi, Miruna, 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 2 la a doua egal cu 2 ori 2, da? Și egal cu 4. Dar și 2 plus 2 face tot 4. Deci, vreau să spun că sunt situații când aceeași lucru, situații particulare, ca să-ți dea, să-ți dea aceeași răspuns, dar dacă eu schimb acum problema, uite, tot ți-am promis că mă întorc și voi face. Cred că mai avem, dar mă pus în... Nu pot. Eu nu pot părăsi. Iar dacă eu vin, are neclaritatea asta, nu pot părăsi. Da, corect. Nu, am înțeles. N-ai înțeles, Miruna. N-ai înțeles, Miruna. Că trebuie să-ți dau acum exemplu următor. Uite, Miruna. Dacă ai așa... Nu vă supărați că aveți învățat tot din asta. Tot din asta. Că n-aș știut să adunați cu urmă acolo. Ia să vedem. Dacă ai așa... 2a plus 3, dacă te-o arată așa, 2a plus 3 supra a plus 5, a plus 5, a plus 5. Adi, fii atent, te rog. Cum facem aici? Atunci t plus 1. Adunăm. T plus 1, de ce adunăm? Punem, dacă am vrea să scriem 2a plus 3 plus a plus 5 supra a plus 5, ar fi t plus 1 supra 1. Acolo, în față. Aici poți să scriu T-ul, da? Era T, da, supra 1, da? Da. Și tu propui ce? Să adunăm numitorul la numărător, da? Da. Cine ajută? Și la cine ajută? La 2 a plus 3 mai aduc în A. Și o să fie 3-a. Și nu ajută nimic. Apoi atunci. Dar asta se ajută. Păi stai puțin, Miruna. De ce ai avut ca experiență atunci particulară, nu se repetă în altă noastră. Și tocmai asta am punctat. Exact. Că este important să înțelegeți fenomenul. Deci nu plus 2, ci acum scad un 2. De ce scad un 2? Ca îndată când aduc la aceeași numitor, 2 ori minus 2, minus 2 ori a face minus 2a. Corect. Și cu 2a se reducă. Corect. Dar la în ambii? În ambii membri. Deci scriu echivalent cu asta. Vă spui echivalent așa. T minus 2 este egal cu 2a plus 3 supra A plus 5 minus 2. 2. Cam dată, aduc la aceeași numitor și am plinit cu A plus 5 și echivalent cu a spune că T minus 2 este egal cu cine? 2A plus 3. 2A plus 3 minus A minus, minus 2A minus 2A minus 10 minus 10, da, minus 10, totul supra A plus 5. Și 2a cu minus 2a se reduce. Și egal cu 3 minus 10 face minus 7 supra a plus 5. Și am redus problema aceea a fracției acestea să fie din 0 la a spune că a plus 5 divizor al 7. Corect. Pentru că t minus 2, 2 este întreg. Nu trece în partea aceea, apoi întreg și... Și am redus problema. Când se întâmplă ca autorul să fie drăguț, să vă dea de la început un număr supra
o expresie, da, o expresie acolo, ai șanse foarte rapide, pentru că e divizorii numărătorului. Dar dacă nu ai așa dat și forma asta, tu trebuie ce să faci artificii de calcul încât să ajungi la varianta asta. Ați înțeles, mai? Da. Deci asta trebuie mutat problema din varianta de aici în varianta aceea care înseamnă un număr. Da, super. Asta este noutatea. Super. Da? Hai, Tudor, te rog. Hai. N-a venit clasa 11, aruncăm și exercițiul ăsta, domnul profesor? Dacă nu vine clasa 11, da. Ducem, sigur. Hai să vedem. Exercițiul 16 de la pagina 71. Hai, Tudor, arte, repede, te rog. 16 de la pagina 71. Nu ne aveți algebră, nu? Nu, geometrie. Ah, e bun că... Am făcut și temă. Hai, Adi, suntem atenți, e frumoasă matematica. Să fie, am văzut pe An, pe Daria, Daria. Cât de frumos, ce interesant este, câte Daria, lucruri. E fascinant, ce... domnul. Dar matematica asta ține mai pomenită. Deci o spune, dar o spune cu sigur. Foarte multă dragoste, da, nu? Da, îi place, îi place da, maxim. Da, 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 da. Deci ea se simte în cea mai bună stare, să spunem, sufletească, când s-a apucat de lucru la matematică. Mă spuneam și de fica mea, când era în clasa a patra, la cincea și tot timpul, cânta cu testele așa și lucra la matematică. Și așa ajunsese că avea nivelul caietelor până la nivelul biroului. Super. Eu n-aveam nicio treabă, niciodată nu întrebam ce face acolo. De aia tot am spunea, material, tată, material. Am terminat și colegia aceea, am terminat-o și pe cealaltă. Nu mă las să lucrez cu căștile în urechi. Poftim? Nu mă las să lucrez cu căștile. A, din cauza căștilor la tine da, problema, da, nu? Nu, că ar fi chiar cu mama, mă lucrez cu ce vrei, mai lucrez cu da, asta e, asta e. Da, mama, dacă ar vedea, exact. Ajunge caiet, stima de caietele lucrate la nivelul biroului, te lasă lucrezi. Te-ar lăsa să și lucrezi. Dansând. Ah. Da, și dansând te lasă lucrezi. Sigur. Da. Dar marea problemă este dacă tu poți fi să te exact, concentrezi acolo. Asta e, să-ți fie capul acolo în timp ce ascultă, îți bărâi da, muzica da, în cap. Da. Te comparați numerele. Ce râzi, comparați numerele. Comparați numerele. Numerele. Radical din 3 plus 3 cu radical din 5 plus 1. Radical din 3 plus 3 și vecinul său. Da, radical din 5 plus 1. Radical din 5 plus 1. Ia să vedem. Ce să facem aici? Le-am ducem pe amândouă la a doua. Scădem un 1. O, da! Da, este o idee bună. Că amândoi, unul are un 1 și al ăsta are 3. Și din amândouă numele scădem un 1. Echivalent cu? Echivalent cu? Anca? Deci el spune scădem 1. Așa, și radical din 3 plus 2. Deci rămâne primul radical din 3 plus 2, și vecinul. E comparat cu radical din 5. Ia. Acum le aducem amândouă la puterea a doua. Deci ridicăm pe amândouă. Echivalent. Echivalent cu radical din 3 plus 2 tot la pătrat. Da. E comparat cu radical vecinul din 5 tot la pătrat. Adică 3 plus 4, adică 7. Foarte oh, bine, mă, ești extraordinar. Ești în mână seara asta. Chiar dacă ești obosit. 3 plus 4? Domnul profesor. Bravo! Deci bravo, Adi, ești pe maxim. Bravo, mă! Cum să-i combinu la pătrat? A plus B, totul la și nu-i prima dată când faci asta, deci, am sesizat. A plus B... Adi, totul dar cum ți-a rămas în minte așa? Totul la a doua. A plus B, totul la a doua, înseamnă... Ia la a doua plus 2AB... Păi... Eu ceva... Păi, măi, Adi... Deci vine A la a doua... Plus 2AB... Dar poate s-a uitat să văd. Da, da. Și plus de la doua. Păi, altceva. Când ar fi fiecare la pătrat? Dacă ar fi produs? Da, dacă ar fi A ori B, totul la a doua. Da. Face A la a doua, ori B la a doua. Dar așa, avem acolo și pe chiria asta de făcut. Anca, te rog, egal cu cine? Primul treabă. A doua, radical din 3 plus 2 la a doua, totul la... Anca, aplicăm formula. Deci, radical din 3 la a doua. Deci vine radical din 3, totul la a doua. Plus radical din
2 ori radical din 3. Plus 2 ori radical din 3. Ori 2. Ori 2. Da. Plus 2 la a doua. Așa a devenit primul, da? Primul. Iar al doilea, vecinul său. 5. E 5. Echivalent cu? Hai să vedem mai departe. 3 plus 4 radical din 3. 3 plus 4 radical din 3 plus? 4. Plus 4. Și vecinul său? 5. 5. Adică 7 plus? Echivalent cu a spune că 7 plus? 4 radical din 3. Cu vecinul său? 5. Cine e mai mare? E mai mare primul. Primul. Deci se vede că 7 plus 4 radical din 3 e mai mare ca 5. Adică cine? Asta de la început. Adică, iată acum mă întorc. Că a fost echivalent, deci radical din 3 plus 2 e mai mare decât radical din 5. Radical din 3 plus 2 e mai mare decât radical din 5. Radical din 3 plus 2 cu radical din 6 plus 1. Lucrați radical din 3 plus 2 cu vecinul său. Cu vecinul său, radical din 6 plus 1. Plus 1. Domnul profesor, ziceți dumneavoastră cine să vorbească, că nu e corect așa. Anca. Vorbim unul peste altul. Nu. Tragedie. Tu probabil